Eu tenho que chegar ao cu. Așa. FDX egal cu radical din 9x pătrat plus 8x minus 1. E derivat de x egal cu... Care se vorbește, mă conduce eu. E derivat de x egal cu 1 supra 2 radical din 9x pătrat plus 8x minus 1. Ori 9x pătrat plus 8x minus 1, derivat. Dar derivăm deodată, că nu mai suntem la... Ori derivăm, ori 18. 18 aici plus 8. Ai înțeles de ce? Mariam, da. E pot de lucru. Și mai scoți un 2 în factor. Facem 2 în factor, 2 pe lângă 9x plus 4, supra 2 radical de 9x pătrat plus 8x minus 1. 2 cu 2 se duc. Și este 9x plus 4, nu? 4 supra radical din 9x pătrat plus 8x minus 1. Da. Apoi, f de x egal cu? F de x egal cu x pătrat plus 1 totul la 3. X pătrat plus 1 totul la a 3. Înmulțit cu x la 3 minus 3x plus 2 totul la 5. Zicem. F derivat de x. F derivat de x egal cu. E un produs. Se mulțește, se derivează fiecare. Nu, e un produs. E for G. Cine este egal derivata unui produs? Prima derivată ori a doua, nu? A plus... Prima nederivată ori a doua, da. Prima derivată. Hai să scriem încă, nu ai știut asta. Da. Deci vine x pătrat plus 1. Totul la a treia și totul, spunem într-o paranteză de derivat, ori cealaltă nu, ori x la a treia minus 3x plus 2 la a cincea nu, plus x la a doua plus 1 totul la a treia, totul la a treia, ori cealaltă acum derivat, ori x la a treia minus 3x plus 2 la a cincea, totul derivat. Și egal cu. Da, egal cu, să vedem, procedăm. S-a dus un oră. Da. Să schimb bateria. Da. Acel exponent iese în față. Așa. Deci va derivăm fi... ca o putere. Da. Și o să zicem cum. 3 pe lângă x pătrat plus 1. 3 pe lângă x pătrat plus 1 la a doua. La a doua. Ori baza derivată. Baza derivată. Ori 2x. Ori 2x. Așa, totul pe lângă x la a treia minus 3x plus 2, totul la a cincea. Plus x plus 1 la a treia. Apoi iar 5 pe lângă x la a treia minus 3x plus 2 la a patra. Pe lângă... Deci derivăm acolo ca un... Ca o putere și după aceea baza derivată. Da, da. Deci 3x la a doua minus 3. Așa. Deci va fi egal cu... egal cu 3 pe lângă x pătrat plus 1 la a doua. 3 pe lângă x pătrat plus 1 la a doua ori 2x. Deci eu zic 6x aici. Da. 6x pe lângă x la 2 plus 1. Pe lângă x la 3 minus 3x plus 2 la 5 plus... Plus x plus 1, x pătrat plus 1 la a 3-a. Plus 1 la a 3-a. Pe lângă 5... Ori 5, îl pun tocmai în față, aici, 5 pe lângă chestia asta, pe lângă... x la 3-a minus 3x plus 2 la a 4-a. Minus 3x plus 2 la a 4-a, ori... Ori 3x pătrat minus 3. Ori 3x pătrat minus 3. În paranteză, da? Da. Și egal cu. Dar să știi că numai altă dată nu mai scrim așa. Deodată scrim așa. Da. Adică mai spui prima derivată ori a doua, nu, pe timp.
Când ai viteză mare, știi foarte bine ce ai de făcut. Te uiți acum ce poți face la cei doi. Așa, avem x pătrat plus 1, poți x pătrat plus 1 la a doua. La a doua e comun. Așa, și apoi x la a treia minus 3, x plus 2 la a patra. Corect. Deci scoate un factor comun pe x pătrat. X pătrat plus 1 la a doua. Pe lângă. Pe lângă x la a treia. A treia. Minus 3, minus 3 x plus 2 la a patra. La a patra. Totul pe lângă. Totul pe lângă. 6x. 6x pe lângă x la 3 minus 3x plus 2. Da. Plus 5 pe lângă x pătrat plus 1. 5 pe lângă x pătrat plus 1. Pe lângă 3x pătrat minus 3. Pe lângă 3x pătrat minus 3. Și egal cu. Nu lăsăm așa. Da. Aici, aici încercăm să înmulțim. Hai scoatem un 3 aici și x pătrat plus 1 pe lângă x pătrat minus 1 și va face x la a patra minus 1 a minus b pe lângă a plus b. Deci, deocamdată lăsăm. Și aici înmulțim. Da. 6 x la a patra, deci face cât? X pătrat plus 1 totul la a doua pe lângă... Deci egal cu x pătrat plus 1 totul la a doua pe lângă x la 3 minus 3x plus 2 la 4 pe lângă 6x la 4 6x la 4 minus 18x pătrat plus 12x da. Plus 3 este 15 deci plus 15x la 4. Deci e bine, x la a doua plus 1. X la a patra minus 1. Da. Faci x la a patra minus 1, mulți cu 15. Da. Și vine minus 15. Și închidem paranteză, egal cu... Continuăm, egal cu... Hai să zic aici, egal cu, ca să nu mai duc. Și bine egal aici. Din drept același exercițiu. Da. Deci vine x la a doua plus 1 la a doua pe lângă x la a treia. Minus 3x plus 2 la a patra pe lângă 6 și cu 15 21x la a patra. Da, 21x la a patra. Așa, apoi minus 18x la a doua. Minus 18x la a doua. Plus 12x. Minus 15. Mai este, cred că aici, un 3 factor comun. Da. Da? Da. Și finalul va fi... 3 pe lângă x pătrat plus 1 la a doua. 3 pe lângă x pătrat plus 1 la a doua, pe lângă x la a treia. Minus 3x plus 2 la a patra. 3x plus 2 tot la a patra. Și pe lângă... 91x la a patra minus... Nu, păi l-am spus 3. 7... 7x la 4 minus 6x la 2 plus 4x minus 5 plus 4x minus 5 și iată derivata pusă în forma asta totdeauna. Deci finalizăm. Da. Este în clasa 11. Nu mă lăsăm așa determinată ești. Zicem mai departe. F de x egal cu radical din x radical din x radical sub radical. Deci radical din x, ori radical din x, ori radical din x. Ori radical din x. Egal. Păi este odată... Stai, că nu facem, nu lăsăm așa. Lucrăm și cum derivăm. Băgăm pe x-ul ăsta sub radical. Da. Și va fi egal cu radical din x, ori radical din... Al doilea radical. Și x-ul ăsta când intră aici, eu îmi doar radical din x la a. Când intră el aici, da și x la a doua și cu întâlnește un x, x la a treia. Și egal cu. Aici e povestea. Dacă te-am pus cu formulele nu știu ce, amețești. Da. Acum aplicăm calculul și pe urmă derivăm. Radical din radical, scrie radical să mulțești indicele. Radical din ce 4? Da. Deci va veni radical, din x un radical din 4, din x la 3. Și calcul.
X-ul ăsta îl băgăm sub radical. Așa, și este radical din radical indice 4 din X la 2. Nu, păi X la 4 intră el și mă întâlnește pe X la 3 aș face X la, să adun exponenții. 7. X la 7. Și egal cu radical indice 4 la 2, 8. Nu? Ai când și 8 din X la 7. Și acum X la 7. Ăsta se mai spune X la puterea 7 pe 8. Da. X la puterea 7 pe 8. Care înseamnă 7 pe 8 ies în față. Da. Ori X la o unitate mai mică 7 pe 8 minus 1. Da? Da. Ori X derivat care e 1. Și ca mai departe cu 7 pe 8 ori X la minus 1 pe 8 face 7 pe 8 ori 1 supra X la 7 pe 8 sau 1 pe 8 1 pe 8 care, dacă vreți formule radicale, egal cu 7 pe 8 ori radical indice 8 din X. Deci 7 supra 8 radical indice 8 din X. 7 supra 8 radical indice 8 din X. Da? Și terminat exercițiul. Dacă m-ai fi pus să fac așa, așa, radicalul de derivat face 1 supra ce are el. Nu știu ce, nu știu cum. Și pe urmă muncești acolo și lucrezi. No, mai bine strângi la început și derivezi. Da. Da, începem altul. F de X egal cu? F de X egal cu logaritm natural din radical din 1 minus cosinus de X 1 minus cos de X supra 1 plus sin de X 1 plus sin de X. Păi mâine intră și domnul. Deci F de X egal cu logaritm natural din radical din 1 minus cos de X supra 1 plus sin de X. F derivat de X f derivat x este egal cu. În vedere și exterior. Logaritmul derivat. Cine este egal logaritmul derivat? 1 supra argumentul său. 1 supra tot argumentul său. Toată șmecherea lui. Radical din 1 minus cos de x supra 1 plus sin de x ori. Acum cine vine la radicalul derivat? Radicalul derivat. Și radicalul derivat este 1 supra 2, dar indice lui 2, da? 1 supra 2 radical din și toată șmecherea lui. 1 minus cos de x supra 1 plus sin de x. 1 plus sin de x. Ori am terminat și cu logaritmul, cu radicalul și acum cu fracția derivată. Ori pii de fracții, fracția știu cum se derivează. Prima derivatoare a doua, nu minus prima, ne derivatoare a doua, da, supra viitor la pătrat. Ori, 1 minus cos de x, aici îți spăsăm ușor, 1 minus cos de x derivat, da? Prima derivată, ori a doua nederivată, ori 1 plus sin de x, minus prima nederivată, adică 1 minus cos de x, ori a doua derivată, ori 1 plus sin de x și totul supra numitorul la pătrat, adică 1 plus sin de x totul la pătrat. Și egal cu. Lucrăm. Egal cu. Va fi 1 supra radicalul radical va fi 2 este tot mai în fața da. Aici. Deci zic 1 supra 2 ori 1 1, da, și de supraetajez. Da. Adică 1 plus index va ajunge sus și va supra 1 minus cos de x. Radicalul radical, despart radicalul, da? Da? Deci va veni 1 plus index supra 1 minus cos de x ori, plin de fracții, sinus de x. Hai să pun numitorul 1 plus index la pătrat. Da. 1 plus index la pătrat și
cosinus de x este minus sinus de x, dar cu minus va fi sinus de x. Deci cosinus e minus sinus cu minusul rămâne sin de x. Și veniți sin de x ori 1 sin de x plus sin pătrat. Da. Da, sin de x ori 1 sin de x. De sin de x plus sinus pătrat de x. Și am terminat aici. Acum. Ori asta derivat era. Da. Nu a doua. Sinus de x derivat este cosinus de x. Cosinus, mulțim acum. Cos ori 1 cos, dar e minus cos, din cauza minusului în față. Minus cos plus cos pătrat. Că minus cu minus face plus. Deci, noi mulțim cu un cos de x, da? Da. Vine cos de x ori un cos de x, plus cos pătrat, din cauza minusului în față. Deci, minus cos de x, plus cos pătrat de x. Și egal cu. 1 plus sin de x cu pătratul se duce. Da. Și egal cu 1 pe 2, ori... Sinus de... 1 pe cos de x. Hai să punem numitorul. Da. 1 minus cos de x pe lângă 1 plus sin de x. Așa este? Da. Iar la numărător apare sin pătrat plus cos pătrat. 1. 1. Și vine sin de x minus cos de x. 1 plus... 1 plus... Deci vine 1 plus sin de x plus minus cos de x. Deci 1 plus sin de x minus cos de x. Nu știu ce mai pot face. Că dacă mulțesc acolo, nu se simplifică numai. De regulă când ai produs de factori, când ai produs de factori, nu mulțești, că tu aștepți de sus să mă ierarhizezi un produs da. De factori. Dar aici nu reușesc. Pentru că e sin pătrat plus cos pătrat și sin de x minus cos de x. Mai vedem o dată dacă n-am greșit cumva. Că acolo e 1 minus cos de x nederivat, ori 1 plus sin de x derivat. Sinusul e cosinus. Da. Am înmulțit acolo, vine minus cos plus cos pătrat. Nu, n-am ce face. Atât. Așa e. Asta e forma care rămâne derivată. Asta spuneam, suntem obligați să ducem la forma cea mai simplă. Deci lucrăm până când nu se mai poate. De-aia suntem, facem, practic, utilizăm toate cunoștințe din urmă. Așa, să vedem o altă funcție. Acum sunt alte două cerințe pe o singură funcție. Ah. Este o funcție definită prin interval cu valori în R. Cu f de x logaritm natural din x minus 1 plus x în afara argumentului. Da. Să arate că f este inversabilă și să se calculeze f la minus 1 derivat în punctul 2 și f la minus 1 derivat în punctul e plus 2. Deci se dă funcția f de x egal cu? F definită pe 1 plus infinit. F definită pe intervalul 1 închis, nu? 1 deschis. 1 deschis. Plus infinit. Plus infinit cu valori. R. Da. Unde f de x egal cu logaritm natural din x minus 1. Logaritm natural din x minus 1. Plus 1. Plus x. Plus x. Așa. Și punctul a spune să se arate că f este inversabilă. Deci să se arate că f este inversabilă. Că există f la minus 1. Și b să se calculeze f la minus 1 derivat în punctul 2. Deci f inversabilă. Da. B, f. La minus 1 derivat în punctul 2. F la minus 1 derivat în punctul 2.
Și f la minus 1 derivat în punctul e plus 2. Și f la minus 1 derivat în punctul e plus 2. E plus 2. Egal cu cine, da? Da. Deci se arată cu funcția ce e inversare, adică există inversă. Da? Și după ce arătăm că este inversabilă, inversa acelea să derivăm, da? Și în punctul 2 să găsim rezultatul. La fel și în punctul e plus 2. E o treabă destul de interesantă asta. Acum, când o funcție este inversabilă? Dacă este bijectivă. Așa știam, o funcție este inversabilă dacă este bijectivă, adică și surjectivă și injectivă. Dar acum în clasa 11-a, o funcție strict monotonă și continuă este inversabilă. Da. Că dacă e strict monoton, crescătoare sau descrescătoare, și continuu, nu are salturi, nu are întrerupere, există inversă. Și noi nu ne apucăm cu injectivitatea, subjectivitatea, că nu avem așa chef să ne amintim. Ne amintim cam cum era. Când o funcție, deci f inversabilă, în clasa a 9-a și a 10-a am discutat aceste lucruri, dacă și mai dacă, f bijectivă. Adică dacă și mai dacă, f surjectivă și f injectivă. Pentru surjectivitate, spuneam așa, o funcție e surjectivă, dar acum pentru orice, toți y-ii să fie mulțumiți. Întrebând noi toți y-ii din cotomeniu, fiecare să fie spus. Eu sunt fericit, pentru mine se găsește un x, încât eu sunt imaginea acelui x. Deci, e subjectivă dacă și numai dacă. La orice y din codomeniu, să înțelegi, ne-am oprit, în cazul nostru orice y din f, să rezulte îndată că există x din y, așa încât y-ul ăsta să fie imaginea y egal cu f de x. Adică Y-ul la care ne oprim să fie imaginea, să existe X-ul, încât Y-ul să fie imaginea celui X. Adică ce ar însemna? Luând ecuația la orice Y, adică logaritmul din X minus 1 plus X egal cu Y, plecăm de aici la ecuația logaritmul din X minus 1 plus X egal cu Y, să rezulte că există X. Există X-ul. Adică din ecuația asta să găsesc pe X. Și credeți-mă, n-am chef. Că ecuația este trăsnită. Este o ecuație în care intră un logaritm cu funcție lineară. Deci este ceva care nu-i la îndemână, nu-i de tipul ecuație exponențială, logaritmic, de un anumit tip, să ducă într-o anumită categorie. Deci nu pot găsi. Subjectivitatea nu pot descoperi așa. Despre injectivitate, hai să ne amintim. Când o funcție injectivă? F injectivă, dacă și mai dacă. Era așa, la toți x-ii diferiți, y să fie diferiți. Dar noi mergeam din f de x1 egal cu f de x2, să rezulte în mod unic x1 egal cu x2, da? Din f de x1 egal cu f de x2, să rezulte unic, adică numai singura variantă, x1 egal cu x2. Asta a procedat noi. Hai să vedem dacă ne-ar merge injectivitatea. Măcar injectivitatea să încercăm. Dar despre subjectivitate am spus că nu. Da? Hotărât nu. Nu povești. Adică ecuație ciudată. Păi și atunci, înseamnă, da, dar actul subjectivitatea, păi dacă este intervalul 1 plus infinit, atunci logaritmul ăla trebuie să fie pozitiv și x e pozitiv și atunci... Pentru subjectivitate? Da. Ar trebui la orice y de la 1 din el, la orice y din el, să arăt că există x-ul. Adică să găsesc x-ul în funcție de y din ecuația asta. Crede-mă... Păi ați spus că facem cu monotonia, dacă facem așa. Păi, nu, eu vreau să vă arat
că la nivelul cunoștințelor clasa 9 a 10 nu o puteam face. Da? Deci, de pe subjectivitate, la nivelul clasei 9 a 10, așa acolo când s-au făcut astea, imposibil să fac. Acum, despre injectivitate, măcar să văd dacă la nivelul clasei 9 a 10 aș fi fost posibil. Și atunci, f de x1 egal pe f de x2 înseamnă așa, logaritm natural din x1 plus x1 să fie egal cu logaritm natural din x2 plus x2, nu? Asta înseamnă f de x1 egal pe f de x2, adică log de x pun, din, nu din x1 minus 1, să-i lăsă. Da. Încet. Logaritm natural din x1 minus 1. Plus logaritm natural din x2 minus 1 plus x2 egal cu 1. Din egalitatea asta să rezulte, să vedem cum va rezulta, x1 egal cu x2. Echivalent cu. Să vedem dacă merge. Aș duce logaritmul și x1 și x2 în stânga. Și ar apare logaritm natural din x1 minus 1 minus logaritm natural din x2 minus 1 plus x1 minus x2 egal cu 0. S-ar fi așezat asta. Da. Diferența al doi logaritm, cu cine este egal diferența al doi logaritm? Cu câtul... Logaritmul câtului. Logaritmul câtului. Nu cu câtul logaritmilor. Cu logaritmul câtului. Da. Deci ar fi logaritm natural din liniile fracții. Ăsta, x1 minus 1 supra x2 minus 1 plus x1 minus x2 egal 0. Și iarăși să... Am uitat tot așa într-o situație tâmpită. Da. Și cu logaritmul și cu ăsta, nu, nu, nu mi-a să-i de aici x1 egal cu x2. Nu e la îndemână. Deci la nivelul clasei a 9-a 10-a nu se poate face. Da? Mă dați, la nivelul clasei a 9-a 10-a nu se poate face. Nu putem cerceta dacă există inversă sau nu. Nu putem răspunde la întrebarea asta. Că mă duce, conform teoriei de la injectivitate-subjectivitate, mă duce, intru în niște ecuații imposibil de rezolvat. La nivelul clasei a 11-a, spunem, F inversabilă, dacă și numai dacă, acoladă, F continuă și F strict monoton. Adică să fie strict monotonă pe tot intervalul respectiv. Monotonă pe intervalul de definiții, la 1 la plus infinit. Monotonă adică să fie ori crescătoare, ori descrescătoare. Da? Strict monotonă, echivalent cu f derivat de x are același semn pe tot intervalul. Pe intervalul de la 1 la plus infinit. Adică ori pun la derivată numai plus peste tot, ori pun numai minus peste tot. Da? Are același semn peste tot. Ei, și acum să vedem continuitatea. Este funcția asta continuă? Păi nu se rupe intervalul. Nu ești pus în situația să fie o funcție dată pe două intervale. Dar limita, când o funcție e continuă? Când limita e dată chiar cu valoarea funcției în punct. Da. Deci spunem, f continuă pe intervalul deschis 1 plus infinit, dacă și numai dacă, ne amintim de la limit, de continuitate, e fi continuu, dar și mai dacă limită, dacă există limită pentru x tind de la x0, oricare ar fi x0 ăsta de la 1 la plus infinit, din f de x să fie, există limita asta și ea să fie egală chiar cu valoarea funcției punctul x0. Păi să fac și noi. Limită pentru x
extind de la x0, nu un x0, din f de x, egal cu limită, pentru x tinde la x0, din, cine este f de x în cazul nostru? Logaritmul natural din x minus 1 plus x și egal cu. Să înlocuiești pe x cu x0. Ce să faci la limită? N-ai nicio supărare ca să fie o fracție, să fie... Deci egal cu logaritmul natural din x0 minus 1 plus x0. Păi, la limită trecând, l-am înlocuit pe x cu x0. Da. Și cum x0 e de la 1 încolo, există logaritmul ăsta, e un număr, și plus ăsta e, deci există, asta e chiar valoarea funcției punct, e egal cu f de x0. Așa am înlocuit, pur și simplu. Și faptul că limita e egal cu valoarea funcției punct, înseamnă f continuă. F continuă pe tot domeniul, de la 1 încolo. Eu n-am nicio supărare. Funcția continuă. Acum, trebuie să vedem monotonia. Pentru asta facem derivata și vedem semnul derivatei și dacă semnul derivatei va fi același peste tot, atunci, sigur, funcția este ori strict crescătoare, ori strict descrescătoare. Hai să zicem. F derivat de x. F derivat de x egal cu. Cine este derivata? Este, ne uităm la funcție. Logaritmul din x minus 1 plus x, totul derivat. Cosmine, cum derivez? Eu adunare. Prima derivată... Plus a doua derivată. Dar logaritmul derivat face 1 supra ce are el, supra x minus 1. Ori x minus 1 derivat, ori 1. 1, da. Pare, nu o să mai spun. Plus 1. Și calculat cu aceeași mitor, și amplificăm aici cu x minus 1, că s-a o operație cu fracții. Și facem numitor comun x minus 1 și face 1 plus x minus 1. 1 cu 1 se simplifică. X supra x minus 1. Cum x e de la 1 încolo, ce fel de număr de la 1 încolo? Pozitiv este și ăsta tot pozitiv. Mai mare strict decât 0. Adică dacă aș face tabelul pentru derivată, derivata ar fi plus peste tot, da? Uitați, am spus, derivata este strict pozitivă. Rezultă f strict crescătoare. Da? F este strict crescătoare pe cine? Pe tot domeniul. Pe 0 deschis, sau 1 deschis este, 1 deschis, plus infinit. Deci funcția este strict crescătoare pe tot intervalul, de la 1 la plus infinit. Și atunci cele două condiții sunt îndeplinite. Funcția este continuă și strict monotonă, deci este inversă. Dar să nu mă pune să o găsesc, nu pot găsi. Ați văzut că nu poți găsi pe x-ul acela. E la inversă, ar trebui din relația asta să găsesc pe x. Și nu pot găsi. Și ce spune? Să calculez derivata în punctul 2. A inversii. Nu o pot găsi și cum să calculez. Vedeți că e ciudată chestia. Adică nu o pot găsi, v-am spus că nu o pot găsi, dar știu că există. Și vreau să găsesc derivata în punctul care? 2. Asta e bună. Dați-mi o idee. Dacă aș găsi-o. F la minus 1 era 1 supra F de 4. Deci care e concluzia? Că există, derivata inversa există, dar nu o putem găsi. Și trebuie să, pe aia care nu o putem găsi, să o derivăm. Și după ce găsim derivata ei... 1 supra f derivat de x0. Cum? 1 supra f derivat... Deci f la minus 1 derivat în punctul y0 egal cu 1 supra f derivat în punctul y0.
De unde vine asta, mă, ce îmi spui tu? Nu înțeleg nimic. Poți veni să înțelegi ceva? Nu înțeleg nimic. Asta e complicat. Ce ne faci tu, Maria? Eu? Da, Andreea. Ne dai niște răspunsuri acolo, așa. Ca din de eu. Dar de unde e răspunsul ăsta? Nu știu. E niște tablă. A, dar nu aici era... Era o altă funcție exponențială și se făcea subiectivitatea. Și atunci se găsea soluția unică. Mai, 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 ce să facem noi? Pe mine tu mă ajuți. Păi cum? Faci ters tabla sau? Da. Care e funcția? F din X egal cu logar natural. Logar natural din X minus 1. Plus X. F definită pe... 1 plus infinit. 1 plus infinit. Cu valoare în el. Există, că am muncit, există F la minus 1, care e definită pe el cu valori. Îi schimbă domeniul cu domeniul, da? Da. F la minus 1 definită pe el cu valori în? 1 plus infinit. 1 plus infinit, sigur că da. Deci derivata există. Funcția inversă există. Și noi trebuie să calculăm F la minus 1 derivat în punctul 2. Și F la minus 1 derivat în punctul? În punctul E plus 2. E plus 2. Deci mai băgat în ceas. Să găsesc, să fac derivata cele pe care nu o găsesc. Și pe urmă să înlocuiesc în derivată pe x cu 2 și respectiv cu minus 2. Cu e plus 2. Cu e plus 2. Păi, dar nu avem o șmechere, că funcția directă și cu inversa în compunere, nu? Funcția directă și cu inversa în compunere, ce le dau? Le dau funcția identică. Deci știu că f compus cu f la minus 1. Da? Egal cu f la minus 1 compus cu f și egal cu funcția identică cu i, funcția identică. I indice i, funcția identică. Dar ce face funcția identică? Funcția identică duce e prima bisectoare, duce pe 2 în 2, pe 3 în 3, pe minus 1 în minus 1. Deci este vorba de funcția identică, f de x i de x egal cu x. Deci dacă aceste egalități îi aplicăm x-ul, iată, f la minus 1, da, f la minus 1 compus cu f aplicat asupra lui x egal cu x. Că funcția identică este x. Echivalent cu f la minus 1 de f de x, f la minus 1 de f de x, nu așa? Da. Asta este egal cu f de x. E egal cu x. Da. Da? Eu am zis f la minus 1 de f de x egal cu x.
putem deriva. Și cum derivăm funcția compusă? Păi, dinspre exterior spre interior. Bine, mai întâi f deriva la minus 1, de f de x avea ea, așa zic, era radicală, înseamnă așa. Da. Aia de exterior derivată, toată șmecherea din paranteză scriu, da? Și înmulți cu f de x derivată, da? Deci, derivăm acum stânga și dreapta, da? Deci derivăm în stânga și în dreapta. Hai să spun, punem așa un secundă. Și va fi echivalent cu f la minus 1 de f de x derivat. F la minus 1, asta derivat, adică funcția exterioară, da? Invers asta. F la minus 1 de f de x derivat înmulțit cu f de derivat de x egal cu x-ul derivat care este 1. Echivalent cu. În ce punct vreau să calculăm noi? În punctul 2, nu? Deci, f derivat f la minus 1 derivat în punctul 2. Atenție! Adică f de x-ul este 2. Adică este y0 acela care spuneai tu. Da. F la minus 1 derivat în punctul y0, parcă mi-ai dat? Da. Sau y în general, y0. Y0. Y0 egal, ori egal cu 1 supra. Egal cu 1 supra f derivat, așa bine, 1 supra f derivat în punctul x0. În punct x0. Deci, practic ce am făcut? Am locuit pe x peste tot cu x0. Da? Și acum înseamnă că x0-ul ăsta, f de x0 să fie egal cu 2. Da? Deci f de x0, în relație dacă punem x0, x0, atunci f de x0 avem de rezolvat că f de x0 se face egal cu 2. Cine este acest x0, ca să-l înlocuiesc? F de x0 egal cu 2. Mi întreb x0 pe cum să-l înlocuiesc. Păi mă duc în ecua funcție. Funcția cum era? Logaritmul din x minus 1 plus x. Prin x de la minus 1. Da? Deci înlocuim pe f de x0 și vine, zicem așa, f de x0 egal cu logaritmul natural x0 minus 1 plus x0 și trebuie să fie egal cu 2. Ceea ce ar însemna echivalent logaritmul natural din x0 minus 1 plus x0 minus 2 să facă 0. Da. Și asta se întâmplă dacă x0 este egal cu 2. Că dacă înlocuim x0 cu 2, x0, 2 minus 1, cât face? 2 minus 1 face 1, logaritmul din 1 face 0, și x0, 2 minus 2 face 0. Deci x0 egal cu 2. Și atunci avem f derivat la minus 1. Deci f la minus 1 derivat în punctul 2 este egal cu 1 supra f derivat de 2. F la minus 1 derivat. F la minus 1 derivat, da. De 2 egal cu 1 supra f derivat. F derivat de 2. Și f derivat am făcut-o. Cât este f derivat? F derivat de x dat x supra x minus 1, parcă. Da. Și atunci, f derivat de 2 va face egal cu 2 supra 2 minus 1. 2. 2 supra 2 minus 1. Da, 1 și vine 2 pe 1, 2. Da? Așadar, voi face egal mai departe cu 1 pe 2. Când f derivat de 2 face 1 pe 2. Asta a fost
În punctul care? 2. În 2, da? Am E plus 2. Acum să facem F. F la minus 1 derivat în punctul E plus 2. Egal cu cine? Adică, vezi tu șmecheria asta? Acum înlocuim pe x0 cine se facă? Vedeți, e plus 2. Cine e egal cu e plus 2? Asta e egal cu e plus 2 acum. Da. Adică f de x0 avem f de x0 se facă e plus 2. Dar cine este f de x0? F de x0 pentru... Aici înlocuim, da? Deci logaritm natural echivalent. Va spune că logaritm natural din x0 minus 1 plus x0 se facă e plus 2. Cât să fie x0 ca să facă e plus 2? Cred că x0 x0 trebuie să fie egal cu e plus 2, chiar. E plus 2. Că dacă înlocuim x0 pe e plus 2, devine? Logaritmul natural din e plus 1. Logaritmul natural din e plus 1. Plus. Nu, trebuie să duc e plus 1 să fie. Ia să vedem dacă este e plus 1. E plus 1. Dacă x0 e egal cu e plus 1 și înlocuim din e e plus 1 minus 1 se face e. Deci rămân logaritm din e. Plus e plus 1. Așa am zis că este x0. Da. E plus 1. Egal cu, să vedem dacă ne face. Logaritm natural din e. E face 1. Logaritm din e face 1. 1 și cu e plus 1 face e plus 2. Da. Într-adevăr, x0 ăsta, căutam eu, ca să-l înlocuiesc în derivată, este e plus 1. Da. X0. Este e plus 1. Și mă întorc și spun acum. F la minus 1. Derivat. În punctul. E plus 2. Este egal cu 1 supra. F derivat de... E plus 1. E derivat de E plus 1. Și acum, derivata... Va fi E plus 1 supra E plus 2 pe... E plus 1 supra E plus 1 minus 1 supra E. Va face 1 supra... Locuim. E plus 1 supra E. Și mulțim cu e. E supra e plus 1. Am terminat. Aici. Da? E supra e plus 1. Cred că trebuie să mai zăbovim un pic asupra ieșirile astea, că a fost foarte tare. Eu care stau mai mult la albine, acum când am întâlnit la ieșirile astea, stau în o stare de bine. Pentru că ești frumos, interesant. N-am mai făcut un exercițiu de stat de efect. Cred că de 10 de ani. Nu vă mint. Cam dacă din 88, din 2008 am plecat din școală, iar la perioada aceea lucram numai la profesional, mă dăduse. Ca să fac, mă adunesc că deși nu mai pot filma. A fost criminală perioada aceea. Că eu dacă începusem filmarea de prin 2003, așa, prin 2004 mi-a oferit amfiteatru, toată lumea era, veneau de la alte școli, era o curiozitate maximă. Băi, ce faci? Cum să-ți filmezi lecția? Eu puțin puneam pe catedră o cameră și camera aceea am filmat lecția mea. Era proprietatea mea intelectuală, nu? Actul meu pe care îl produceam. Și tot o mers până într-o zi când o fetiță din clasa a 10-a, ridicat la sfârșitul orii, mai erau 5-6 minute, și zic, domn profesor,
Dar avem o șansă imensă, desigur. Avându-vă dumneavoastră ca profesor. De fapt, sunteți singurul pentru care mă scol dimineața și viu la școală. Că în rest, nimic nu se face, zice. Pur și simplu, zice, înveți, mă înveți, până nu le dai panul, nu te trec clasă. Dar s-au ajuns acum, deci le dai, atenție ce face. Asta, noi vor în lei, nu valută, ci în natură, zice fetița. Când spune chestia asta, îi dați seama, eu, deci s-ar fi crăpat pământul acolo, aș fi intrat în pământ, a fost un moment foarte greu. Auzisem chestia asta, dar nu vreau să cred. Și atunci, în momentul acela, am fugit direct. S-a sfârșit ora, am fugit direct la direct și am zis, măi, nesemțățelor, mă. Iată-mă ce se întâmplă școala asta. Cum de-i posibil așa ceva? Măi, eu am fată. Dacă s-ar fi întâmplat fetei mele așa ceva, m-aș fi strâns de gât pe loc. Eu nebuneam, nu așa. Și... Cum domn profesor, director era mai tânăr ca mine. Cum domn profesor, nu se întâmplă, cine v-a spus, și nu știu ce. Între timp, un inginer a și ajuns acolo, de fapt, unul care era cu semnul întrebării, așa, a și ajuns acolo și a șters fișierul ăla. Fișierul curgea direct, adică camera filma și curgea pe un calculator. Da. Și la sfârșit luăm CD-ul. Așa puseze la punct toată tehnologia. O dispărut ăla, în sfârșit, a făcut un consiliu. M-au dat de pământ, că ce, cum să spun așa ceva, când e eleva, să îi aduc eleva, dar poate nu știa. Da. Să știa eleva fără discuții. Și au pornit zarba. Și de ce vă spun că n-am mai făcut de ani de-a rândul, de foarte multă vreme, așa, niște chestii frumoase. Mă întorc și vedem ministru. Deci aici, autorul egheșitului acesta gândește un egheșitul frumos. Pentru că nu putem găsi funcția inversă ca exprimare. Și nu ai ce deriva. Dar pe teoria dinainte nu nici vorba nu merge. Deci pe teoria dinainte nu, nicio șansă nu ai. Subiectivitatea și injectivitatea. Singura chestie e cu monotonia și continuitatea. Continuului, strict monotonă. Ca să fie, să-ți asigure existența inversă. Funcția injectivă atunci, atunci există inversă. Și existența inversei, odată asigurată, îți permiți, din clipa în care știi că există, în compunere inversa, F cu F la minus 1, egal cu F la minus 1 compus cu F și egal funcția identică. Păi, dacă așa stau lucrurile, hai să vedem, știm să derivăm funcții compuse? Știm. Să începe derivarea dinspre exterior, spre interior. Adică F la minus 1 compus cu F aplicat asupra este totul derivat, egal cu X, nu? Derivăm în stânga și în dreapta, cum am spus, și apare F la minus 1 derivat în F de X, înmulțit cu F de X derivat, egal cu X derivatul, care este 1. Și de ce mi-ai dat tu că F la minus 1 derivat în punctul Y0, acest F de X0 este Y0, egal cu 1 pe F derivat în punctul X0. Da? Deci de aceea egalitatea aceea. Nu mai este mecanică acum în minte ta, ci ți-e limpede de unde vine și ce și cum. Și mie mi-e limpede. Da? Apropo de asta, cu un profesor universitar, profesor la cursuri, m-am povestit tot de cum a spus-o. El venea la, curs, se întorcea cu spatele la studenți, dă-i tabli întregi, împrăștia și scria, și scria comună. Omul își ștergea, cu alta scria, așa. Ele, studenții veniți de pe, din varianta elev, în primul an, este stare de șoc. Pentru că nici nu reușesc să scrii de pe tablă. Dar ce să înțelegi? Nu înțelegi nimic. Dacă copii, copii de acolo. Doar câțiva studenți, 2-3 ani acolo, pricep despre vară.
foarte bun. Și urmea eu practica să se întâlnească cu decanul facultății. Vorbim cu directorul liceului. În primul an au întâlnit de acestea. Că toată lumea știe că acomodarea e foarte grea. Și întreabă, ei, cum e la... Cum mergi? Vă studenți, cum vă descurcați la cursuri, cum v-ați acomodat? Păi celălalt mai... Dar la cursul de analiză, zice, nimic nu se alege. Ce să zic atunci? Spune acolo, spune pe tablă. Stă cu spatele la noi, toți șterge cu o mână și cealaltă. Nimic nu. Se duce și spune, băi, Costele, uite, băi, că ai reclamații de la studenți. Vezi și tu, explică, mai toarce despre ei, mai zile câte o vorbă acolo, să-ți ținească și ei. Deci stai, bagă spatele la ei și le... Păi, culmea, bă, dar zice, păi, dar așa cursul ăsta l-am făcut întotdeauna, bă, zice, nu știu, nu se poate. Păi, dar l-ai făcut, dar uite că e o problemă. Și să vin el un pic deranjat ora următoare și la curs. Am auzit că v-ați întâlnit cu decanul și că v-ați plâns că nu înțelegeți la cursul meu. Păi, și care-i povestea? Hai să ne luăm din nou cursul. Deci, a fost așa, nu știu ce, nu știu cum, foarte repede explicând de așa. Mă ați înțeles? Nu știu. Speriați. Îți dai seama că mai mult tăcerea asta și... Da. Așa, răspunsul e nu. Bine, mă, hai încă o dată. Și dă-i și explică și așa și domnul. Bă, ați înțeles? Nu știu tot nimic. Ai lansat-o încolo. Am înțeles eu și încă voi n-ați înțeles. Așa și eu acum. Da. Sper că am înțeles și eu, nu? După atâta vreme că ești ăsta frumos, mi-a plăcut așa de tare, încât l-am mai reluat odată ca să-l înțeleg și mai bine, da? Așa, asta este explicația, deci de aceea formula aceea da. Pe care tu mi-ai dat-o, ia de aici bine. Și totul este interesant. Derivata inversii, pe care nu știi, se bazează pe derivata funcției directe. E 1 supra f derivat de f derivat în punctul respectiv. Așa, dar ne ducem la alte chestii. Mai avem timp? Un sfert de ori 10 minute. Da, e 25, cam 10 minute. 10 minute, da? 10 minute, așa, e dat de la voi, da? 10 minute să facem un chestii, să sperăm. Deci, să se studieze dacă funcția e definită pe R, f de x e dat cu modul din x minus 3 la 3-a. Deci f de x e egal cu? Modul din x minus 3 totul la 3-a. Modulul la 3-a. x minus 3 totul la a 3-a. Să se studieze dacă funcția f definită pe R cu valorul din R este derivabilă de ordin 2. Așa. F e definită pe R cu valori în F. Deci nu avem niciun motiv de supărare. Da? Deci, R plus dacă ar fi vorba. Că modulul totdeauna e număr pozitiv. Așa ar fi și mai e. Hai să explicăm funcția asta. Deci, R de X egal cu. Mai întâi modulul. Modul de X minus 3. Hai, mai luăm deoparte modul de X minus 3, da? Modul de X minus 3 este egal cu x minus 3, dacă x minus 3 e mai mare egal decât 0, nu? Da. Și egal cu minus x plus 3, când se întâmplă ca x minus 3 ăsta să fie negativ. Echivalent, poate spune că modul de x minus 3 este egal cu minus x plus 3, da? Minus x plus 3 pentru x și care vin de la minus infinit până în 3. Da. Pentru x și care vin la minus infinit
până în 3. Pot să închid aici? Am închis data trecută în al doilea. Hai să l-ați deschis ca să mi-am da. Și egal cu x minus 3. X minus 3, că x și parcă de la 3 închis la plus infinit. La plus infinit. E continuu, derivăm, asta e modul x minus 3. Dar la 3 înseamnă că toată chestia asta la 3. Da? Deci, f de x va fi egal acum, așa. Cu minus x plus 3 la 3, da? Pentru da. X la 3. Pentru x care apar de la minus infinit la 3, deschis, și egal cu x minus 3, totul la 3, pentru x care aparțin de la 3 încolo. Așa arată funcția. Ei continuă în 3. Ne permitem să derivăm fiecare expresie pentru derivabilitate. Deci, f de... Hai să facem continuitatea, da? Continuitatea în x egal cu 3. El ies în 3, limita la stânga în 3, limită pentru x egal cu limită pentru x tinde la 3, care x și mai mici decât 3, din expresia din minus x, x plus 3, totul la a 3. Totul la a 3 și este 0. Face 0, pentru că e x cu 3, 3 minus 3 face 0. Și limită la dreapta în sensul 3, da. Limită pentru x tinde la 3, x mai mare ca 3, din x minus 3, totul la 3 și este tot 0. Face tot 0. Este f de 3 face tot 0. F de 3 acolată din cele 3, cum el ies în 3, egal cu el de în 3 și egal cu f de 3, rezultă că f continuă în x egal cu 3. Și atunci îți permiți, când e continuu, îți permiți să derivezi prin formule. Altfel trebuie să faci și limita raportului. Derivabilitatea în stânga sau în dreapta trebuie limita raportului. De x minus f de x0 spre x minus x0. Dar așa îți permiți să derivezi. Și atunci, f derivat de x va face egal cu 3 pe lângă, nu ca o putere, 3 pe lângă minus x plus 3 la a doua. Deci 3 pe lângă coboară exponentul, rămâne la o putere mai mică și mulți cu funcție da. Compusă. Mulți cu asta derivată care înseamnă ori minus 1. Da? Asta pentru x și care aparțin la minus infinit la 3 deschis și egal cu 3 pe lângă x minus 3 la a doua ori 1, corect. Ori 1, pentru x și care aparțin, 3 închis la plus infinit. Eu am închis de parcă aș ști sigur că e derivabil în 3. Da? Da. Ia să vedem. Și atunci spunem, f derivat de... Stânga. Nu, f derivat de x, să scriu, să refac calcul. Da. Scriu calcul final. Este egal cu minus 3 pe lângă x, minus x. Minus x plus 3. Minus x plus 3. La a doua. La a doua pentru x și care aparțin de la minus infinit, de la minus infinit la 3. Și egal cu 3 pe lângă x minus 3. La a doua. Pentru x și care aparțin de la 3 închis la plus infinit. Acum, ca să facem derivata a doua, la derivata a doua mai trimis tu, o vedem ca pe o funcție de sine stătătoare. Și facem continuitatea cum ar veni. Da? Dar, de fapt, e derivabilitatea stânga-dreapta în 3. Și zicem, f derivat stânga în 3 este egal cu... Da, înlocuim pur și simplu, că asta va fi. Înlocuim pe x cu 3. Și va fi 0. Minus 3 rămâne. Minus 3 ori 0, 0. Corect, corect. 0. Și f dreapta în 3 egal cu tot 0, face, da? Da. 0. Deci f derivabilă derivabilă de ordinul 1, da? Da. Derivat,
ca să mă fie derivată, e continuă, da? Așadar, îmi permit să fac derivata a doua, f secund de x, va fi egală cu acoladă. O derivez încă o dată. Da. Da, vine minus 6. Minus 6. Minus 6 pe lângă minus x plus 3. Pentru x aparține la minus infinit la 0. Da? Da. Și egal cu 3 ori 2, 6 pe lângă x minus 3. Pentru x aparține de la 0 la plus infinit. Nu 0. E tot 3. Era cu 3. 3. Da, da. 3. 3. Am o 3. Și atunci se vede că stânga-dreapta fac și tot 0. Da, da? F secund în 3 egal cu 0 și F secund în dreapta în 3 face tot 0. Deci există F secund de X. Deci funcția este derivabilă, da, în pe X, în, pe tot intervalul, de fapt. Dar problema o puneam la trecere. Deci F secund e derivabil pe R. Ne oprim aici. Da. Ce am făcut așa ca idee? Am făcut derivate, nu? Da. Derivate și aplicații ale derivatelor, da? Compuse și... Hai să șterg un pic tabla, să scriu repede și sinteza ore. Sinteza ore. Derivate. Aplicații. Funcții compuse. Inversa. Derivata. Derivata inversă. Da. Derivata inversă. Care are ca în bază F derivat. Nu, F la minus 1 derivat în punctul Y0 egal cu 1 supra F derivat în punctul